Bun venit la Mănăstirea Sfântului Dionisie! Sfântul Dionisie este protectorul zonei Pieria, este protectorul muntelui Olimp. Biserica Sfântului Dionisie este realizată din piatră și este o adevărată operă de artă. Sfântul Dionisie. Și observăm cum el este ctitorul acestei mănăstiri. Observăm în icoană cum Sfântul Dionisie ține mănăstirea în ale sale brațe. Cred că ați remarcat că pereții bisericii nu sunt zugrăviți. În momentul în care biserica va dispune de fondurile necesare, biserica se va zugrăvi. Din curtea mănăstirii nu lipsesc nici chiparoșii. E bine de știut că chiparosul este un arbore dioic. Avem așadar chiparoși fetițe și chiparoși băieței. Ce credeți dumneavoastră că e acest chiparos? Fetiță sau băiețel? Sunt moarte de la Sfântul Dionisie din Olimp, de la Sfântul Gheorghe, Sfântul Haralambie. La Muzeul Mănăstirii sunt multe racle cu sfinte moaște. Tot aici se poate admira și donația domnitorului nostru Ștefan cel Mare. Iar dacă ajungeți la mănăstire, nu ratați tombola. 1,50 € costă biletul de tombola, toate biletele sunt câștigătoare. Cei de până le premii mai frumoase, altele mai puțin frumoase, dar important este că cine participă, câștigă. La Mănăstirea Sfântului Dionisie găsim și un magazinaș ce comercializează pe lângă produse religioase foarte multe produse realizate de către călugări. Aici găsim gemuri, marmelade, găsim și vinde pe muntele Athos, dar găsim și aici, la mănăstire, găsim și carne de mistreț, dar și preparate pe bază din lapte de capră și oaie. Așadar, găsim brânză feta, găsim unt din lapte de oaie, găsim cașcaval din lapte de oaie și de capră. Și bineînțeles că nici prăjiturelele nu lipsesc.